Dezastru pentru niște fermieri din Ocna Dejului. Noaptea trecută, o haită de lupi a atacat stâna situată la doar câteva sute de metri de casele oamenilor din cartierul Dejan. În ciuda faptului că stâna era păzită de câțiva câini ciobănești, lupii au reușit să pătrundă în interiorul saivanului amenajat, unde se aflau 150 de oi. În urma atacului, peste 100 de oi au fost găsite moarte. Paguba produsă de lupi se ridică la câteva mii de euro, iar proprietarul, cât și ceilalți ciobani din zonă, sunt șocați de amploarea acestui atac. Oamenii din Ocna Dejului sunt revoltați de cele întâmplate și spun că în ultima perioadă lupii s-au apropiat tot mai mult de locuințele oamenilor. În urma atacului, 120 de oi au fost găsite morți, iar 3 oi au fost luate de lupi. Au un singur lup a fost oare sau? Nu știu. Eu am văzut aici, că am văzut lupii, cum e un tractor. Și cam câte oi au fost omorit? Aici peste 100, uscă. Până că nu le-au numar, până nu le-au numar acolo cu tot. Până nu le peste 100. Dar ce-au făcut? S-au băgat iar între ale și s-au asfixiat? Au intrat ceva, au sărit pe univa, s-au băgat ceva și le-au s-au călcat. Ce și nu știu, habar. Habar n-am că n-a fost aici, nu știu. Elefant nu sunt aici. Nu știu nimic. Ce s-a întâmplat aici? Nu au fost câini aici, sau că văd câini aici, dar... Habar n-am. Habar n-am. Nu, să fie câini. Păi a venit ciobanul pe la doi, că... Că speria ce oile, că au intrat lupii între oi și am venit de acasă, când am venit de acasă, oile erau grămadă de acolo jos și am arătat ele o desfăcut și au murit în jur de 120 de oi. Ovinele în timpul nopții sunt cazate într-un saivan amenajat de dânsul, iar ovinele care au avut probleme și au murit au fost ovine în majoritatea în ultima perioadă de gestație, deci într-o săptămână, câteva zile, ele trebuiau să... fete. Au fost separate de celelalte ovine în acest saivan și în acest separeu, să zic așa, au intrat lupii. Vreau să menționez faptul că saivanul se află la marginea satului, la niciun kilometru de saivan, locuitorii din Ocna Dejului în repetate rânduri au văzut lupi. Deci în zonă există lupi. Iar din declarațiile ciobanului, în cursul nopții, acestea au intrat în saivan, nu au făcut pagubă atât prin sfâșiere și omorâre, și, cât prin asfixiere. Oile s-au bulucit una peste alta și au murit asfixiate.